Pierderea involuntară de urină sau incontinența urinară este o afecțiune destul de serioasă, mai ales în cazul femeilor. De aceea medicii de la Clinica de Urologie din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș au făcut toate demersurile pentru a putea da start la un nou program de screening gratuit în acest sens. Până mâine, 22 iunie, femeile cu vârsta cuprinsă între 30 și 75 de ani se pot înscrie în acest program. Ce trebuie să facă? Trebuie să vină la uh, Spitalul Clinic Județean, la secția clinică de urologie, la camera de gardă în perioada 21-22 iunie să se înscrie. Nu nu am nevoie de bilet de trimitere, nu au nevoie de absolut niciun document, trebuie să vină personal, nu se poate face telefon. Nu există niciun fel de număr limită, câte persoane se vor adresa, atâta vom, vom prelua în măsura, bineînțeles, a posibilităților. După înscriere, femeile vor fi programate imediat, mai exact în perioada 23-24 iunie la control. Controlul se va realiza în cadrul secției de medici specialiști, va presupune un calendar micțional, probe de analize, ecograf și alte analize care sunt nevoie în perioada respectivă. Incontinența urinară, spun medicii, este o patologie multifactorială care este legată de sedentarism, obezitate, stilul de viață, țesutul celular, țesutul grăsos în abundență, chiar și lipsa educării planșeului pelvin.